Neliniștea metafizică, de Nae Ionescu. Individualismul englez. Grija pentru libertățile personale și drepturile individului este îndeopște recunoscută ca stând la baza întregii vieții publice engleze. Într-o țară și la un popor la care siguranța de sine face inutilă agitarea oricărei flamure, individualismul, the old, the very old, English Political Theory se bucură de toate prerogativele panașului. Pentru toată lumea, deci, țara clasică a individualismului și Anglia sunt unul și același lucru. Și totuși, nicăieri mai mult ca în Anglia, opinia publică nu se exercită mai solidar și mai aspru împotriva individualităților proeminente. John Stuart Mill deplângea el însuși ura de moarte pe care conaționalii săi o hrănesc tuturor originalităților impetuoase. Să amintim numai că Shelley a murit la Roma, urmărit de această ură toată viața, chiar după pălmuirea lui la ghișeul poștei din Veneția, că Byron a fost silit să pribegească o jumătate din viață, că Oscar Wilde s-a stins într-un hotel obscur din Paris, iar Brummel într-un colț uitat al Franței, lipsit în cele din urmă și de leafa funcției de viceconsul pe care o îndeplinise o vreme, și lista se poate prelungi. Alăturarea acestor fapte nu se poate să nu surprindă. Un individualism care neagă individualitatea în drepturile ei de armonică și de plină desfășurare este, după bunul simț, o contradicție. Și atunci, sau individualismul propriu englez nu este decât o formulă de conveniență, ceea ce de altfel s-ar încadra perfect în teoria straniului Kant englezesc, sau legăturile dintre individualism și individualitate sunt altele decât cele pe care le bănuiește bunul simț. Prețuirea omului ca om, fapt care constituie în linii mari esența însăși a individualismului, nu este o operație de la sine înțeleasă. Evul Mediu, de pildă, nu a cunoscut-o. Împărțirea oamenilor în tot felul de corporații, așezarea lor sub tot felul de ierarhii, înleznea pretutindeni considerarea individului ca element al unui tot mai mare, care singur era definitoriu pentru om și îi fixa oarecum nu numai funcțiunea, dar chiar statura sufletească. Real era grupul, nu elementul constitutiv. Viața se scurgea în continuitate și prin continuitate. Așa ne spune cel puțin istoria, care adaugă nu fără o nuanță de materialism istoric că necesitatea economică a organizării sociale în Bresle aducea cu sine tipizarea. Afirmația este numai parțial exactă. Ideile descurajator de confuze pe care le luăm cu noi din școală asupra evului mediu lucrează probabil și în aceste generalizări. Nu este exact, de pildă, că organizarea în Bresle e de natură a încuraja crearea unui tip comun. Sunt cazuri în care această organizare coincide cu o foarte vie varietate a formelor de viață. Iată un exemplu ceva mai vechi. Cu 100 de ani înainte lui Alexandru cel Mare, poezia greacă se rezuma aproape numai în teatru. Era în vremea libertății și democrației grecești, când fiecare cetățean era ținut, prin chiar această calitate a lui, să îndeplinească tot felul de funcțiuni: judecător, om politic, conducător de armate sau de flotă. După Alexandru, adică după instaurarea domniilor absolute, funcțiunile fiind ocupate numai de oameni numiți în acest scop, a început să se ivească specializarea, care fatal a condus la formarea breslelor. Ei bine, tocmai în acest timp de organizare corporativă, adică în cele 2-3 veacuri care urmează domniei lui Alexandru, în poezia elenistică apare o varietate de genuri surprinzător de bogată. Viața corporativă așadar nu nivelează și nu uniformizează aspectul întâmplărilor și nici pe oameni. Adevărul e probabil altul. Uniformitatea cenușie sub care suntem învățați a ne reprezenta pe oamenii evului mediu provine nu din lipsa de varietate a acestora, ci din lipsa interesului acelei epoci pentru personalitatea umană. Nu lipsa individualităților, ci lipsa conștiinței individualității caracterizează deci veacul de mijloc. Într-o oarecare măsură la aceasta a contribuit și structura vieții religioase a timpului. Felul în care se concepe legătura dintre om și Dumnezeu este în genere dătător de seamă pentru întreaga așezare spirituală a unei epoci.
Care era deci forma vieții religioase în Evul Mediu? Pentru Biserica creștină catolică, lucrul e îndeopște cunoscut. Legături între om și Dumnezeu aproape că nu există în chip direct. Mântuirea individuală nu e posibilă prin comunicarea nemijlocită cu divinitatea, ci doar cu ajutorul bisericii. Între om și Dumnezeu stă biserica și încă deasupra omului, căci numai în comunitatea creștină a bisericii și prin ea e cu putință mântuirea. E natural ca în asemenea împrejurări individul să fie absolut redus ca însemnătate în fața comunității, care devine autoritate nediscutată. Ce înseamnă pentru catolicism autoritatea bisericii și cât de grozav dispar drepturile conștiinței și ale rațiunii individuale în fața acestei autorități, a spus-o cel mai lapidar Augustin. E aproape tragic, dar e nu numai orientarea, ci chiar sentimentul întregii epoci. Altfel, cum ar fi putut concepe și lansa același Augustin vestita teorie pentru noi răsăritenii de-a dreptul de neînțeles, cu fides implicita, după care mântuirea nu cere numai decât legătura omului cu Dumnezeu, ci doar păzirea unor reguli pe care le stabilește biserica. Iar că atitudinea aceasta este esențială bisericii catolice, în genere se vede și din faptul că chiar într-un timp așa de nesigur pentru doctrină, cum e începutul veacului al XIX-lea în Germania, Müller identifică pur și simplu autoritatea cu religia creștină. Biserica, deci, adevărat Corpus Christi, rămâne întotdeauna marele principiu regulator al legăturilor dintre om și Dumnezeu. La afirmația aceasta nu face excepție nici mișcarea mistică apuseană. Este adevărat că franciscanii reprezintă o nuanță ceva mai personalistă în sânul bisericii catolice. Nu este o simplă întâmplare de pildă că Duns Scott și Ockham, părinții nominalismului, erau în afară de calitatea lor de insulari, ambii din Ordinul Sfântului Francisc. Dar însuși faptul că mișcarea a putut fi încă de la început captată de autoritatea ecleziastică, fără ca prin aceasta să îi se altereze câtuși de puțin esența, dovedește că ea nu simțea nevoia să se întoarcă la izvorul viu al vieții religioase, trecând peste tradiție și peste autoritatea bisericii. Iată atmosfera spirituală în care se scurgea viața omenească în timpurile de atotputernicie a bisericii catolice. Nu e deci decât foarte normal ca în asemenea împrejurări, accentul fundamental al interesului să nu cadă pe individualitate. Conștiința individualității nu se putea dezvolta sub nicio formă pentru că individualitatea nu era prețuită pentru ea însăși. Chiar cultul personalităților proeminente, al sfinților, nu putea contribui la întărirea acestei conștiințe. E clar doar că sfinții nu au fost decât tocmai cei care au știut să abdice de la afirmarea individualității proprii, supunând-o unor existențe din afara lor. Dar dacă această epocă nu a cunoscut individualismul, ea a fost poate una dintre cele mai bogate în individualități. Și asta e încă mai bine. Să notăm totuși că această atmosferă nu era general europeană. Orientul ducea de pildă o viață aparte, care se răsfrânge de altfel în chip credincios și în organizarea vieții religioase. S-a vorbit adesea de rosturile reduse ale bisericii în viața Orientului. Unii văd în aceasta o inferioritate de organizare. De altfel însă, biserica noastră nu a fost decât expresia formei speciale a religiozității răsăritene. Și idealurile monacale și funcțiunea preoților și așezarea vieții religioase înseși, de literatura teologică să nu mai vorbim, militează în răsărit pentru o interpretare alta decât cea apuseană a legăturilor dintre om și Dumnezeu. Tradiția, ca și autoritatea bisericii, trec pe un plan ceva mai în umbră. Problema singurătății în fața lui Dumnezeu e aici mai acută, religiozitatea mai caldă și mai adâncă, legăturile cu transcendența mai rodnice și mai fericitoare. În acest punct, anumite apropieri cu protestantismul de mai târziu nu se pot nega. Dar pe când pentru acesta din urmă, în procesul contemplării, individul stă gol din orice caracteristică, redus la un fel de centru spiritual, de esență aproape absolută, în ortodoxie, conștiința trupului întovărășește în fiecare moment pe individ. De aici și sentimentul de frățietate, ca un fel de comunitate împăcat, mult mai viu și mai caracteristic în răsărit.
De aici și o concepție specifică a iubirii, pentru care întreg apusul nu poate avea nicio înțelegere. E lesne de priceput că o asemenea structură a vieții religioase presupune o altă personalitate decât cea păstorită de Biserica Latină. Și într-adevăr, sub toate raporturile, necesitatea de diferențiere, provenită din conștiința, uneori surdă, a individualității proprii, este mai accentuată aici. Mai puțin geloasă de drepturile și libertățile ei politice, această conștiință a individualității, manifestându-se adesea mai mult în forma unei rezistențe pasive, a dat deoparte caracterul asociat al ortodoxiei, de alta, lipsa de valori creatoare în ordinea politică. Prin urmare, paralel cu lipsa individualismului din lumea apuseană de sub oblăduirea Bisericii Catolice, a existat înrăsărit un individualism accentuat care se grefa nu pe o solidaritate de interese de apărat, cum se va întâmpla în apus mai târziu, ci pe conștiința existenței unor forme vii de viață omenească reduse la individ. Trebuie să mărturisim totuși că acest individualism, cel mai normal, mai complet și mai fecund dintre toate individualismele posibile, nu a contribuit cu nimic aproape la ceea ce îndeopște numim cultura europeană. Răsăritul a avut, în ciuda tuturor legăturilor așa de frecvente cu apusul, pe care le dovedește istoria, totuși o viață pentru el. Lumea slavo-bizantină nu a pătruns propriu-zis în Europa decât în a doua jumătate a veacului al XIX-lea, și atunci prin omul rus, adică prin elementul ei cel mai exotic și mai izbitor, dar nu și prin ceea ce ar fi avut mai esențial și mai caracteristic. Adevărata prefacere europeană a spiritelor începe cu Renașterea, acest mare păcat italian, cum o consideră unii catolici. Antropologic, catolicismul este o operă eminamente latină. Renașterea, cu toate schimbările care au continuat-o sau nu mai i-au urmat, coincide cu intrarea efectivă în cercul de cultură a popoarelor nelatine. Renașterea este evadarea individului din ierarhia corporațiilor medievale, evadare provocată de sistemul de comprimare a individualităților pe care cel puțin pe una din laturi îl perpetua structura spirituală și politică a evului mediu. Mișcarea aceasta este revoluționară până la anarhism. Ceea ce în primul rând ar vrea să răstoarne este autoritatea. Dacă notăm însă că nu e vorba de înlăturarea autorității în genere, ci a aceleia unor anumite persoane, cazul lui Savonarola e în această privință tipic. Vom recunoaște aici originea și natura întregii prefaceri. Conștiința individuală și deci individualismul renașterii ia naștere din nevoia de afirmare și de valorificare a unor individualități proeminente. În direcții deosebite, Machiavelli, Cardan sau Giordano Bruno legitimează nu drepturile individuale în genere, ci drepturile eroului. O fundamentare in abstracto a acestor drepturi nu a cunoscut propriu-zis renașterea decât prin Campanella, deci către sfârșitul ei. Renașterea e o răscoală a sclavilor și anume o răscoală care a izbutit. La propriu și la figurat, ea este revanșa tuturor neamurilor barbare cucerite și supuse de vechea Romă, al cărei moștenitor în spirit și în literă este Biserica din Apus. Caracterul ei exploziv însă, așa de unic și așa de uluitor, ne îndeamnă să o considerăm mai degrabă ca un semnal pentru ceea ce era să urmeze, decât ca o formă stabilă echilibrată a etosului european. Căci, într-adevăr, noua orientare spirituală a apusului nu se încheagă decât în vremurile imediat următoare, și anume în forme care se suprapun, subiectivism filozofic, Descartes și senzualismul englez și reformă religioasă Luther și Calvin. Pentru problema noastră, mai ales această din urmă formă e relevantă. Dilthey observă cu o minunată finețe că în portretistica veacului al XVI-lea apar o mulțime de poze reprezentând oameni care țin Biblia în mână. Aceasta ca un semn că de aici înainte îl formează nu biserica, ci Sfânta Scriptură însăși. Religiozitatea simte nevoia de a se scutura de autoritatea bisericii și tinde să se întoarcă la izvorul gândirii creștine, trecând peste alterările care se introduseseră prin tradiție. Afirmația că Sfânta Scriptură e suficientă pentru a constitui creștinismul nu e numai o erezie, ci de-a dreptul o lipsă de simț al istoriei și al realităților.
ea dovedește însă existența unor necesități noi pentru etosul vremii, anume nevoia de a trăi în nemijlocită legătură cu Dumnezeu. Era imposibil ca convingerea aceasta că omul nu are nevoie de semenii lui pentru ca să stea în fața lui Dumnezeu, să nu fie hrănită și să nu hrănească la rândul ei sentimentul existenței de sine ca persoană deosebită de ceilalți. Conștiința acută a individualității, în ordinea teoretică, individualismul, este corelată deci singurătății religioase. Și cultural istoric se poate chiar verifica oricând că în această epocă structura etosului european se colora individualist. În evoluția individualismului acesta intervine însă un factor care îi precizează natura, Calvin. Ce ar fi fost Europa fără Calvin e greu de bănuit. Ce înseamnă Calvin pentru Europa se poate lămuri mai lesne. Max Weber crede că spiritul și forma de producție capitalistă sunt opera lui Calvin. Stabilirea unei asemenea legături mi se pare riscantă. Mai drept ar fi să se spună poate că spirit capitalist și calvinism nu au aceeași structură. Pe de altă parte, la însăși chestia de fond e legitimă întrebarea dacă nu cumva originile spiritului capitalist se pot urmări, anteriorului Calvin, la reînvierea spiritului de întreprindere și aventură care a precedat chiar renașterea. Presupunerile și îndoielile sunt aici la locul lor. Mai izbitoare e însă asemănarea dintre calvinism și noul individualism european. Pentru Luther, omul era singur în fața lui Dumnezeu, dar întovărășit în viața de toate zilele. Ceva din harul divin cu care actul religios îl dăruia pe om se răsfrângea prin aceasta și asupra semenilor săi. Harul, îndurarea se cobora asupra individului, grație bunătății nesfârșite a lui Dumnezeu, dar individualitatea proprie, calitățile personale ale credinciosului erau și ele un element hotărător în contemplarea extatică a divinității ca și în procesul mântuirii. Nu tot așa la Calvin. Teoria predestinării, pe care acesta o desfășoară cu un spirit de consecință aproape dureros, spune precis că mântuirea poate veni pentru fiecare într-atâta întrucât e om. Dar nu toți se pot mântui. Există oameni aleși și oameni sortiți pierzării. Dar nimeni nici nu poate ști din ce categorie face parte, nici nu își poate schimba soarta, datoria fiecăruia fiind să aștepte judecata care va să vie. Omul stă singur cu soarta lui în fața lui Dumnezeu. El e dator să-l iubească și să-l preamărească. Iubirea aceasta însă nu poate avea decât o singură direcție, către Dumnezeu. A iubi pe aproapele tău e păcat, căci asta înseamnă a revărsa asupra altora ceva din ceea ce se cuvine numai lui Dumnezeu, ai răpi ceva din ceea ce-i datorezi întreg și necondiționat. Individul este singur în fața lui Dumnezeu. Mântuirea poate veni oricând, întrucât e om, dar toți oamenii sunt egal de neputincioși în a provoca această mântuire. Iată elementele care constituie și individualismul post-renașterii. Individul există înaintea colectivității, dar toți indivizii sunt egali. E ceea ce trebuie să ne spună pe toate tonurile filozofia iluminismului, a cărei origine e în Anglia. Ludwig Stein a încercat să stabilească o corelație între individualismul englez și filozofia precumpănitor nominalistă a acestui popor. Puncte de contrast nu lipsesc fără îndoială, dar pe această cale se poate ajunge cel mult la înțelegerea importanței care se acordă individului. Nici de cum însă nu ni se lămurește de ce individualismul acesta nu contează cu individualitatea, căci propriu-zis intrarea în arena culturii europene a omului abstract, lipsit de individualitate, nu provine din sărăcia individualității, ci mai degrabă din interzicerea ei. Aceasta o cere Calvin și nu o poate provoca nominalismul. Cu aceasta însă se lămurește întrebarea pe care o puneam la începutul notelor de față. Între dragostea geloasă pentru drepturile individului și urmărirea dușmănoasă a individualităților proeminente nu e nicio contradicție. Individualism și individualitate nu sunt termeni corelați. Există individualități fără individualism, evul mediu, individualism și individualitate, renașterea, lumea slavo-bizantină, probabil luteranismul și, în sfârșit, individualism fără individualitate, țările și perioadele de mentalitate reformată.
Cartea lui Spencer este cea mai completă și mai consecventă teorizare politică a acestui ultim stadiu. Ea cere întâietatea individului față de stat, libera lui dezvoltare, dar și mărginirea libertății individuale prin drepturile și libertățile celorlalți indivizi considerați în parte. Presupoziția omului abstract, pretutindeni egal și egal îndreptățit își valorifică drepturile. Este adevărat că individualismul european este într-o statornică transformare. De la veacul iluminismului până astăzi, dacă nu am amintit decât pe Goethe și pe Nietzsche, și încă am avea două noi etape, dar individualismul englez nu a simțit nevoia de a trece peste Calvin. Valoarea reprezentativă a cărții lui Spencer este cea mai bună dovadă. Dacă ești un pasionat de cărți audio și dorești să asculți cele mai bune și interesante cărți ale marilor scriitori ai literaturii universale, atunci canalul meu de YouTube este exact ceea ce cauți. Pe universul cărților audio găsiți o colecție impresionantă de lecturi filozofice, audiobook-uri și poezii. Dacă ești un iubitor al cărților clasice și dorești să faci parte din comunitatea acestui canal, te invit să te abonezi și să apeși clopoțelul de notificare pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente episoade. Dacă ai prieteni care ar putea fi interesați de aceste cărți audio, nu ezita să distribui videoclipurile care ți-au plăcut. Iar dacă ai un blog sau un cont de social media, poți împărtăși link-uri către videoclipurile canalului. Dacă doriți să susțineți acest canal, vă invit să lăsați comentarii și feedback în secțiunea de comentarii de sub videoclipuri și să faceți o donație apăsând pe link-urile din descriere. Să ne unim forțele și să împărtășim bucuria de a asculta cărți audio cu toată lumea!